Bună ziua, oameni buni! Bine m-am regăsit într-un nou clip! Astăzi o să fac un machiaj de școală și să începem! Nu o să mă dau cu foarte mult pentru că n-am bani și o să mă dau doar cu rujuri și un creion de ochi. Deci, să începem! În prima oară o să mă dau cu un creion de ochi. Să vă arăt cum se funcționează, este foarte metalic. Și asta este bun. Și o să mă dau pe ochi, pe linia ochiului. Avem grijă să nu ne băgăm pensula aceasta în ochi. Și bineînțeles o să-mi fac o linie, pentru că e la modă. Așa. La fel și la celălalt ochi. Linia, avem grijă să nu ne băgă. Ca să se contureze ochii mai bine. Și aici o să facem o formă. De machiaj. Da? Bun, după cum am spus, nu o să mă dau cu multe produse pentru că n-am bani. Și acum filmez cu o cameră foarte nasală. Iar nu se vede foarte bine. Dar nu contează acest fapt. Acum îmi întind acest creion de ochi pe toată pleaba, să nu cumva să rămână neconturat nimic. Acest pensul, bineînțeles, este de pictat, dar v-am spus că n-am bani și o să folosesc doar așa. Și că acest lip gloss de la Ruby Rose, în nuanța shiny tiny. Mă scuzați, a venit mașina și nu știu și a venit. O să mă dau aici un chic, doar un chic, să nu, dar să fie mai shiny. Este o culoare foarte shiny, de-aia îmi place foarte mult. O folosesc în fiecare zi cu indulgență. Și bineînțeles că eu am foarte mulți vizitatori, chiar dacă nu o filmez cu o cameră foarte bună. Și din nou iau pensula și fac foarte frumos aici. După cum vedeți, sunt foarte shiny. Este un machiaj de neînchipuit de frumos. Apoi o să-mi conturez buzele cu creionul de ochi. Ba nu, o să-mi iau un ruj, nu? Mi-am luat un ruj de la Ruby Rose, care este al bunicii mele, pe care o cheamă baba. Este într-o nuanță foarte expirată, dar ea îmi place. Și o să-mi dau pe buze. Adică o să-mi conturez buzele cu el, bineînțeles. Dar nu sunt proastă să mă dau cu el pe buze, că e expirat. Nu, doar o să conturez. Foarte frumos. După cum vedeți, am o cameră foarte antică. Așa. Bun. Apoi o să mă dau cu două rujuri. Așa, e foarte fain. Primul roz, nuanța metallic shiny. O buză. Facem așa. Și hâne pe buză. Și apoi blush, bineînțeles, să nu uităm de blush. Și o să mă duc să-mi iau pensula de blush. Și pe buza de sus cu acesta roșu. Aceasta este mașina tatălui meu, Dacia 1300. Și nu o să fac așa. Nu. Și o să se vadă diferența cam două rujuri acasă, nu doar unul. Mă duc după la adică, mă duc după mensul la ghiblaș. Închidem produsele, dă-i. Așa, foarte bine. Mă duc după mensul la ghiblaș. Este o pensulă de barberit, pe creion tunzom, după cum se poate observa foarte bine. Și cu rujul de la Ruby Rose în nuanța roze luster. Aici scrie, mă scuzați. O să-mi dau puțin pe obraj. Dar un punctuleț foarte mic. Și închidem cu pensula de blush. Bineînțeles că o să-mi conturez fața. Să arătăm ca niște păpuși Barbie.
Uite-ți cât șefață conturat am. Sper că v-a plăcut, acesta este machiajul meu. E, școală, nu uitați. Da, deci sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați like, să-mi dați un comentariu, un share și tot ce vreți voi. Și până data viitoare, data viitoare va fi ce se află în casa mea. Eu vă pup și până data viitoare, vă pup!